Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi frați și surori, istoria Statelor Unite ale Americii este doar un exemplu între mii de alte exemple care vorbesc despre pierderea valorilor spirituale de-a lungul generațiilor. Dacă citim biografia președinților americani, suntem uimiți și plăcut surprinși de încrederea lor în Dumnezeu. Observați că de-a lungul generațiilor această credință în Dumnezeu a degenerat, obiceiul rugăciunii naționale a rămas, dar este contestat de autoritățile țării, nu este agreat și lucrul acesta, să știți, că are un profund mesaj către generația tânără a copiilor noștri. Lucrul acesta, să știți că se potrivește la orice grup de oameni, la orice familie, la orice individ și la oricare biserică. O națiune poate să fie foarte spirituală într-o generație și poate să fie foarte nespirituală în generația următoare. Și dacă mă credeți, în aceeași generație poate fi foarte nespirituală. O biserică poate fi foarte spirituală într-o anumită perioadă de timp și poate ajunge nespirituală într-o altă perioadă de timp. Sunt factori care de-a lungul istoriei au devenit celebri, care pun în evidență sau care generează spiritualitatea sau lipsa de spiritualitate. Versetul care s-a citit astăzi în Psalmul 33, versetul 22, Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine, nu mai exprimă o voință națională în Statele Unite ca și acum câțiva zeci sau câteva sute de ani. Este o amintire pentru mulți, însă este un imperativ pentru alții. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a păstrat cu minte sănătoasă, timp în care lângă noi, la dreapta și la stânga, sunt alții care cad. Unii mor fizic, alții mor spiritual, este bine însă că suntem aici. Faptul că mai suntem aici, mai adie vântul sfânt peste noi. O rugăciune, o cântare, o predică poate fi folosită de Dumnezeu ca un instrument ascuțit, ca să ne dea din nou sănătate duhovnicească și să revenim la valorile la care ar trebui să fie oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să continuăm studiul de învățătură în seara aceasta și după prima parte, profeții mici, Osea, învinuirile lui Dumnezeu către Israel, urmează a doua parte, pildele Mântuitorului și în această seară pilda Fiului Mântuitor, a doua parte. M-am gândit să recit câteva versuri în introducere care reflectă ciudățenia surprinsă de predica de mai devreme, destrăbălarea unui popor și, în mod inexplicabil, dragostea lui Dumnezeu care se ține după el, oferindu-i șansă după șansă să-l ierte. Ori de câte ori ascult o astfel de predică care în mod evident și lămurit pune în evidență răutatea oamenilor și pe de cealaltă parte bunătatea lui Dumnezeu care îi îndeamnă la pocăință, îți dai seama mai mult câtă destrăbălare există în natura aceasta carnală și păcătoasă în care trăiesc oamenii și câtă bunătate și milă există în Dumnezeu care ne cheamă și ne suportă și ne iartă și ne înțelege și ne acceptă zi după zi, sperând că lucrurile acestea nu ne vor transmite mesajul că putem continua așa că se poate, ci dimpotrivă. Vom ajunge la ceea ce spunea Petru, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cu cel ce nu-i decât un ciob, cu un hoinar te bucur, tată? Eu ți-am dus greul ca un rob. Și n-am fost vesel niciodată. Da, fiul meu, tu ai robit, dar eu te aștept de o veșnicie,
ca să-mi slujești ca fiu iubit din dragoste, nu pe simbrie. Cu acest fugar, cu acest proclet, petreci sub viță și sub cetin și mie nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur cu prietenii. Nu un ied, ci zeci de ie și zeci. Ți-aș fi dat căci se cuvine, dar tu vroiai ca să petreci cu prietenii, cu vecinii, nu cu mine. I-ai dat inel împărătesc și mantie de in cu ciucuri, iar eu de ani și ani trudesc și tu de mine nu te bucuri. Tu ești al meu, dar din pustiu el s-a întors din foc, din gheață. El a fost mort și azi e viu, iar tu trăiești și nu ai viață. Acest conflict care este surprins de pilda de întâmplarea imaginară spusă de Domnul Iisus Hristos din Luca în capitolul 15, ne pune pe gânduri, fiindcă întâmplarea aceasta imaginară pe care Mântuitorul Iisus Hristos o spune, este generată de o experiență pe care Domnul o are în prezența fariseilor și cărturarilor pe de o parte și a vameșilor și păcătoșilor pe de cealaltă parte. Amândouă aceste categorii de oameni erau niște oameni păcătoși, plini de slăbiciuni, numai că unii recunoșteau lucrul acesta, iar ceilalți nu. În fața acestei realități triste, Domnul Iisus Hristos își imaginează o întâmplare care a devenit celebră în istoria umanității, numită pilda fiului risipitor, și o spune ca să surprindă că un tată avea doi fii și amândoi erau răi, numai că unul părea mai rău decât celălalt, dar de fapt nu era mai rău. Noi oamenii nu avem capacitatea să ne cunoaștem unii pe alții. Și dacă nu trăiești lângă un om, ți se pare bun. De aceea dumneavoastră aveți tendința să spuneți amin mai mult la predicatorii musafiri decât la predicatorii de-ai casei. Așa a spus și acum 6 ani când am trecut eu pe aici, sau dacă altul care trece prin vizită ar rămâne aici după 6 ani, n-ați mai spune la fel. Așa sunt oamenii. Oamenii sunt foarte subiectivi. Dacă nu cunoști un om, pentru faptul că nu-l cunoști, ai impresia că este sfânt. Așa se întâmplă cu băieții când se căsătoresc. E în stare să-și omoare părinții pentru fată. Și după ce se căsătoresc, sunt în stare să omoare pe nevastă pentru părinți. Cu omul nu-i bine să te pui. Că omul nu știe multe. Omul are interesele lui și unul singur e drept, Dumnezeu din ceruri. Și Dumnezeu în pilda imaginară, în întâmplarea imaginară, numită pildă, numită parabolă și spusă de Domnul Luca, capitolul 15, îl prezintă pe un tată cu 2 copii. Și am început să spun data trecută despre primul. O să continuăm în această seară și probabil că o să începem despre al doilea. Și mă gândesc că dacă avem vreme, dacă nu data viitoare, o să vorbim și despre tatăl. Nu uitați, tatăl din pildă îl simbolizează pe Dumnezeu din cer. Băiatul mai mare din pildă îi simbolizează pe farisei și pe cărturari, care în aparență sunt foarte sfinți. Dar la sfârșit se demonstrează că sunt mai răi decât vameșii și păcătoșii, prin faptul că vameșii și păcătoșii se întorc la tatăl și se pocăiesc și cer iertare. Dar cărturarii și fariseii n-au puterea să se pocăiască, nici să-și ceară iertare. Ei sunt vrednici și au merite. Fiul cel mai mic îi simbolizează pe păcătoși, pe vameși, pe cei care în mod public trăiesc în păcat, fără să își ascundă păcătoșenia în spatele aparențelor religioase. Am vorbit despre elementele pildei, 3 persoane, am vorbit despre explicația pildei, despre risipirea averii tatălui și despre întoarcerea cu pocăință și primirea cu dragoste. Atunci când vorbim despre întoarcerea fiului risipitor, trebuie să avem în minte întoarcerea unui om din lume care a fost în păcat, care nu s-a ferit să consume alcool, țigări și să aibă un mod de viață foarte păcătos. Dar se satură de păcat și în urma unor experiențe se trezește la realitate și se întoarce la Dumnezeu.
Întoarcerea unui astfel de om este autentică, de obicei este autentică. Revenind la exemplu pe care ni-l oferă Domnul în pildă, în Luca 15, observăm următoarele. Pocăința tânărului pierdut are câteva caracteristici pe care le regăsim mai mult sau mai puțin în pocăința unui om din lume care vine în biserică. Prima dintre ele este faptul că și-a recunoscut păcatul. Pentru un om care vine din lume, iese în față și spune: eu am fost păcătos și vreau să mă pocăiesc. El spune asta pentru că are experiența unei vieți trăite în păcat și acum, cunoscându-l pe Domnul, dragostea lui Dumnezeu îl convinge de faptul că e păcătos și nu e rușine să facă asta. O persoană însă care vine la biserică și care trăiește în păcate ascunse de ani și de ani și de ani de zile, nu are îndrăzneala să facă lucrul acesta. Pentru că statutul lui de om din biserică îl obligă să se comporte ca un om din biserică. Acest tânăr care a trăit în păcat și a recunoscut păcatul și a venit la tatăl și a mărturisit păcatul și a părăsit păcatul, acestea sunt fazele pocăinței. Și-a asumat pedeapsa pentru păcat. În primul rând, a recunoscut că este păcătos, a mărturisit păcatul, l-a părăsit și și-a asumat pedeapsa, spunând: nu mai sunt vrednic. Tată, prin păcatul pe care îl recunosc, pe care îl mărturisesc și pe care îl părăsesc, nu mai sunt vrednic să păstrez statutul de copil al tău. Aceasta este o pocăință autentică. Mărturisirea păcatului, părăsirea păcatului și asumarea vinovăției. Înainte să plece din casa părintească, avea o părere foarte bună despre el. Credea că merită totul, motiv pentru care s-a dus la taică-să și i-a spus: jumătate din avere dă-mi-o, că e a mea. E adevărat că tu n-ai murit, dar nu mai trăiești mult, dă-mi banii. Asta a fost filozofia lui înainte să plece de acasă. Tupeu, obrăznicie, îndrăzneală, lipsă de respect față de părinți, lipsă de responsabilitate față de vârsta pe care o avea, tatăl îl aștepta să meargă acum la lucru, să devină un ajutor în casa părintească. Dar el a venit cu pretenții și a reclamat pretențiile și a însușit banii și a plecat. A avut un șir de experiențe neplăcute. Se întoarce, își mărturisește păcatul, îl părăsește, își asumă pedeapsa pentru păcat. Și acum când se întoarce, nu mai are nicio pretenție, spune: tată, nu mai merit nimic. Nu-ți mai trebuie bani? Nu. Nu mai merit nimic. Vreau să mă faci ca pe una dintre slugile care lucrează angajați pe proprietatea ta. Eu nu mai merit să mă chem fiul tău. Observați, pocăința este însoțită de smerenie, de umilință. Persoana care încearcă să se pocăiască, dar îi se pare că are o grămadă de drepturi, pocăința aceea nu este autentică. Tânărul acesta s-a întors acasă și a spus: nu mai sunt vrednic. Este adevărat că tatăl nu a acceptat ceea ce el i-a cerut, dar el în inima lui a crezut lucrurile acestea. Fiul mai tânăr dorea o viață liberă, fără restricții. Nu-i plăcea să dea socoteală, să fie sub autoritate, să aibă program. El a crezut că există un loc în lumea aceasta unde poți să-ți faci de cap, să faci ce vrei, să fii fericit, să nu-ți ceară nimeni socoteală, să nu te întrebe nimeni cât e ceasul, să n-ai șef. Și el a crezut că există un astfel de loc pe pământ, dar nu acasă la taică-sa, ci undeva departe, și s-a dus acolo. Însă pentru că locul acela nu există, s-a întors înapoi. Observați că inițial fiul pierdut s-a întors acasă cu intenția să devină un angajat, nu fiu, însă tatăl nu i-a permis să devină un angajat și i-a dat ceea ce nu merita, el însuși recunoaște că nu merită și tatăl știe că nu merită, dar i-a dat ceea ce nu merita. Această acțiune a lui Dumnezeu ne spune următoarele lucruri: când ți se va întâmpla să aluneci într-un păcat, și când nu vei putea să dormi o noapte întreagă pentru că te mustă conștiința, și când îți va trece prin cap să nu mai vii la adunare, că nu mai are rost, și când vei spune: Doamne, eu nu mai merit,
atunci este bine să-ți aduci aminte că Domnul a spus cuvântul ăsta nu ca să-l uităm, ci să ne-l aducem aminte. Este adevărat că tu nu-l mai meriți. Nu mai meriți să fii ascultat, nu mai meriți să fii slujit, nu mai meriți să fii binecuvântat, nu mai meriți. Dar în ciuda faptului că nu mai meriți, în meritele Domnului Iisus, Dumnezeu continuă să te asculte, să te binecuvinteze, să te slujească și să-ți facă bine. Această acțiune a lui Dumnezeu ne motivează pe noi să nu cădem de oboseală, să nu deznădăjduim. Și dacă se întâmplă vreodată să alunecăm deodată, să ne pară rău, să ne mărturisim păcatul, să-l părăsim, să ne asumăm că nu mai avem niciun merit și să venim la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne primește. Dragostea fără marginea tatălui se reflectă în acțiunea pe care o are față de copil. Priviți, l-a văzut de departe pe fiul pierdut. Mie mi se pare normal ca fiul să-l fi văzut departe pe tatăl, lucrând ceva în grădină. Și văzându-l de departe pe tatăl lucrând ceva în grădină, să meargă și să-l îmbrățișeze, să-i sară de gât. Numai că nu fiul îl vede de departe pe tatăl, ci tatăl îl vede de departe pe fiul. Tatăl îl îmbrățișează pe fiul, tatăl îi sare de gât. Toate aceste lucruri care erau de datoria fiului le face tatăl, pentru că tatăl a vrut să-l convingă pe copil că acțiunea lui de iubire și de iertare este reală și deplină. Atunci când te pocăiești și îți ceri iertare mărturisindu-ți păcatul și părăsindu-ți păcatul, Dumnezeu nu se preface, Dumnezeu te iartă cu adevărat. Asta te va încuraja să vii la Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, de aceea vin oamenii la tine, că tu asculți rugăciunea. Cine ar mai veni la biserică dacă Dumnezeu ar scoate condica în această seară și ar spune, hei, față de fiecare dintre noi ar avea o grămadă de lucruri de reproșat și niciunul n-ar mai rămâne aici. Dragostea lui Dumnezeu însă ne îndeamnă la pocăință. El nu ne iartă pentru că e slab, El nu ne iartă pentru că merităm, El nu ne iartă ca mâine să facem din nou, El ne iartă ca să primim dezgustul pentru păcat, așa cum îl are El. În al doilea rând, i s-a făcut milă de El și a uitat tot răul și rușinea pe care i le-a pricinuit. A alergat în întâmpinarea Lui, l-a îmbrățișat, l-a sărutat mult, nu a acceptat propunerea Lui să-L facă un angajat, ci i-a redat calitatea de fiu și mai mult de atât, a creat un banchet, o sărbătoare, un dinner. Sărbătoarea aceasta este atitudinea tatălui de a-și manifesta bucuria că i s-a întors copilul. Ce credeți că au zis vecinii? Vecinii n-au împărtășit punctul de vedere al tatălui, după cum nu l-a împărtășit nici băiatul mai mare. Dar inima de tată s-a bucurat. Știți ce se întâmplă, frați și surori? Dacă un copil dintre copiii fraților și ai surorilor face o greșeală în adunare, toți ceilalți îl condamnă, dar inima de mamă și inima de tată speră că se va îndrepta. Diavolul ne reproșează anumite slăbiciuni pe care le-am avut astăzi sau acum 10 ani, dar Dumnezeu, pentru că ne este tată, El ne primește și ne iartă dacă ne pocăim, mărturisindu-ne și părăsind păcatul. Poporul Israel, pe care îl prezenta mai devreme fratele Dorin în predica lui, a fost un popor foarte păcătos. Dar atunci când împăratul Moabului, Balac, vine la Balaam ca să blesteme poporul, Dumnezeu îl binecuvintează și prin gura profetului rostește următorul mesaj: nu văd nicio nelegiuire în Israel. Dumnezeu a rostit acest mesaj pentru că l-a rostit către dușmanul poporului său. Este ca și cum eu am auzit că unul dintre copiii mei, băiatul meu, a făcut o greșeală, dar nu-l pedepsesc în fața dumneavoastră. Că dacă îl pedepsesc în fața dumneavoastră, îl umilesc și atunci el se va răzbuna pe umilința pe care eu i-am provocat-o. Ați pedepsi copilul de față cu alții este destructiv. În fața altora, nu-l pedepsi pe copil, pedepsește-l când ești acasă, când nu te vede nimeni, pentru că atunci îl vei convinge că îl iubești și nu l-ai făcut de rușine față de oameni.
Dă-i șansa să se îndrepte, că dacă aud oamenii ce a făcut, oamenii nu mai uită că străinul are inimă de străin. Și diavolul are inimă de diavol. Și Dumnezeu în fața lui Balac, dușman, spune despre poporul său, n-are nicio vină. N-are nicio vină? E plin de vină. E plin de vină, dar e problema mea, nu a ta. De câte ori nu ne vorbim noi oamenii din familie de rău în fața străinilor? Ne vorbim pastorii de rău în fața membrilor altor biserici și ni se pare că suntem duhovnicești făcând asta. Pilda asta, vă spun acum, este a diavolului. Nu este a lui Dumnezeu, iar copiii lui Dumnezeu nu vor urma niciodată, ci doar copiii diavolului o vor urma. Câți dintre noi venim în adunare și dăm un bilet să spunem, lăsați-mă să mărturisesc ce mi-a făcut soția astăzi de dimineață? Niciunul dintre noi nu facem asta, pentru că este o problemă între mine și soția mea acasă. Dragii mei, Dumnezeu ne învață lecții de viață, să fim oameni, să avem caracter, să ne comportăm cu dragoste, că dușmânia nu este monopolul copiilor lui Dumnezeu și nici răutatea. Îl iartă tatăl pe acest copil care a fost un derbedeu. A fost efectiv un derbedeu. Îl primește acasă și creează o sărbătoare, iar sărbătoarea are un mesaj extraordinar. L-au criticat vecinii și a spus, uite ce minte de om! Păi ăsta trebuia pedepsit, ăsta trebuia pus la treabă că e nemuncit. Ăsta ar fi trebuit să muncească pe pâine și pe apă un an de zile ca să se învețe cu greu. Păi inima de străin are soluții, fraților. Inima de străin are soluții. Pentru copiii altora are soluții, numai pentru ai lui nu are. Diavolul tot timpul vine în fața lui Dumnezeu și ne acuză. Și spune, cei de la fanfară nu-s buni, cei de la fanfară nu-s buni, cei de la cor nu-s buni. Dumnezeu ne cunoaște defectele. Ne cunoaște mai bine defectele decât le știe diavolul. Dar noi suntem copiii lui și el ne oferă iertarea dacă noi avem nevoie de ea și o cerem cu pocăință. Pilda aceasta ne încurajează să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim pentru că el ne iartă. Știți ce păcat nu-l iartă Dumnezeu? Păcatul pentru care un om nu se pocăiește. Dumnezeu nu iartă un păcat al unui om de care omul nu se pocăiește. Dumnezeu nu iartă un păcat la un om pentru care își cere iertare și mâine îl face din nou, își cere iertare și mâine îl face din nou, își cere iertare și mâine îl face din nou și păcatul ăsta îl stăpânește. Cum bea apă zilnic, așa face același păcat în fiecare zi. N-are importanță că e mare sau mic, păcatele nu-s mari sau mici decât în religiile oamenilor. În Scriptură păcatul e păcat. Și cine e robit de un păcat trebuie să iasă de aici, că dacă nu iasă în împărăție, nu intră. Este foarte interesant că tatăl îi oferă ce are mai bun. Priviți că îi oferă haina, care este dovada iertării acordate fiului. Îi oferă inelul, dovada repunerii în drepturi. Îi oferă încălțămintea, dovada libertății. Îi oferă vițelul îngrășat. Explicația este cerească, de-a dreptul cerească, spune așa. El are un singur argument. Eu primesc copilul ăsta ca din morți. A fost mort și a înviat. Cum să nu-l primesc înapoi? Eu l-am făcut, a ieșit din mine, mă doare sufletul de el. Trebuie să-l accept, trebuie să-i mai dau o șansă. Vecinii nu spuneau la fel, străinii, concetățenii nu spuneau la fel, dar el a făcut asta. Nici fratele, nici copilul mai mare, fratele celui mai mic, nu a fost de acord. A contestat decizia tatălui. Întotdeauna cine dă viață, iubește. Cine cumpără, prețuiește lucrul cumpărat. Cine muncește pentru bani, îi are valoare pentru el. Dar tot ce este primit gratuit, este ieftin. Chiar dacă costă scump. Cea de-a doua parte a pildei îl prezintă pe fiul mai mare. De obicei, predicatorii vorbesc despre fiul mai mic. El este păcătos și este. Dar despre fiul mai mare nu predică predicatorii.
Și probabil că ne imaginăm de ce. Cea de-a doua parte a pildei însă îl prezintă pe el. Și vă rog frumos să observați că din 21 de versete, 8 vorbesc despre fiul mai mare. Fiul cel mai mare, când s-a întors fratele lui mai mic, era la lucru, ceea ce înseamnă că a fost un om harnic. Despre fiul mai mic nu ne spune că a fost la lucru. A fost un leneș, un șmecher, un oportunist, un îndrăzneț și cu ochii pe petreceri, pe distracții. Dar copilul mai mare a fost un băiat muncitor. Era la lucru. Problema lui n-a fost lenevia, problema lui a fost dușmânia. Așa cu minte și muncitor cum era, n-a putut să-l împace nici taică-s-o. Și când s-a întors acasă, a izbucnit scandalul. El se miră de sărbătoarea pe care o găsește acasă, în mod normal, în cultura de atunci. Fiul cel mare avea un mare rol în organizarea unei sărbători. Era un fel de asistent al tatălui. Și acum, întorcându-se în casă, găsește sărbătoare și el nu știe nimic. Iubirea manifestată de tatăl a fost extremă. Observați că el cere explicații și după ce le primește, reacționează cu dușmănie și își umilește tatăl în fața invitaților. Prin răspunsurile care le dă și prin atitudinea pe care o are rămânând în afara casei. Faptul că nu intră în casă la invitația tatălui, tatăl a făcut invitația asta în mijlocul celor care erau în casă și a invitat prieteni și a invitat vecinii. Și în mijlocul lor a spus slugii care a venit, uite, s-a întors fiul mai mare și întreabă ce se întâmplă aici, el i-a spus, du-te înapoi și spune fiului meu mai mare să vină în casă. Și fiul mai mare nu vrea să intre în casă. Pentru că este expresia nemulțumirii. El dovedește un caracter mofturos, supărăcios, retregându-se în momentul în care lucrurile se întâmplă altfel decât cum vrea el. Nu vi s-a întâmplat în familie să aveți mai mulți copii și unul dintre ei, cel puțin unul, dacă nu se întâmplă cum vrea el, e problemă. N-ați văzut în adunare o persoană care, dacă nu se întâmplă cum vrea el, e problemă. Trebuie neapărat așa să fie. Dar nu poți să faci așa, că uitați că suntem aici. Doar nu facem un calendar și în fiecare zi să facem ca unul dintre noi. Ei, el a avut un punct de vedere și dacă tatăl n-a ținut cont de punctul lui de vedere, s-a supărat. A spus, eu nu mai intru în casă, mie nu-mi trebuie casă, pe mine nu mai mă vezi acolo, cu mine nu mai ai relații, cu mine ai terminat-o. De ce? Că nu faci cum vreau eu. Păi mă, copilul lui tata, privește lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Tu nu ești tată, tu nu ești însurat, tu n-ai copii, tu nu știi ce înseamnă să fii părinte, tu nu știi cum l-am legănat eu cu troaca și pe tine și pe ăsta. Tu nu știi câte nopți nedormite alături de maică ta am petrecut eu pentru copilul ăsta. Tu îl tratezi ca pe un individ, pentru mine nu e individ, pentru mine e copil. Mă, dăm șansa să-l recâștig, nu tată, nu! Când n-ai inimă pentru cineva, păi să-l tai în două, nu se întâmplă nimic. La Solomon, împăratul, înțelept, vine două femei, amândouă pretind că sunt mamele copilului. Solomon, un om înțelept, scoate sabia și spune, dă-mi coace, îl fac în două, jumate tu, jumate tu și v-am împăcat. Cea care nu era mama adevărată spune, ești un om înțelept, fă-l în două. Cea care era mama copilului spune, nu, lasă-l întreg și dă-i-l ei. Când nu te doare inima, vorbești ușor, nu te interesează, ai opinii. Dar când te doare inima, e diferit. Credeți că n-am putea să atacăm poziția tatălui? Ce tată a fost ăsta? Tată slab! A fost slab că i-a dat jumate de avere când a plecat, în loc să-l fi luat de urechi și să-l fixeze, vină cu să-ți dau avere. Vină cu că-ți scot eu aerele astea din cap. Sau dacă măcar a pierdut trenul atunci, acum măcar când s-a întors, vină încoace, vină încoace ca să plătești tu toți bănuții pe care i-ai cheltuit, vină încoace. Nimic din toate astea, nici un reproș nu întâlnim în Luca 15, nici unul. Inel, sărbătoare, vițel îngrășat, încălțăminte, haină frumoasă. Și se mai pune rău și cu băiatul mai mare, care părea băiat de treabă, muncitor.
Asta este inima lui Dumnezeu. De aceea noi toți în seara asta suntem aici. Nu suntem aici pentru niciunul dintre noi. Suntem aici că disperăm de nevoie după Dumnezeu. Avem nevoie de El să ne vindece, să ne ierte, să ne țină în picioare și când ne-am dat Duhul să ne ducem acasă. De aceea suntem aici. Nu suntem aici că suntem neapărat mai buni, suntem aici pentru că avem nevoie de El. Și în fiecare zi din viața noastră, experiența asta din Luca 15 s-a întâmplat cu mine și cu dumneata. Și oricine ți-ar spune că Dumnezeu nu există, tot aici vii, că știi că există, că au fost zile și nopți când ți-a ascultat rugăciunea, când ți-a iertat păcatele, când ți-a vindecat pe cineva drag și experiențele acelea îți spun nu, Dumnezeu e adevărat, Biblia e adevărată, iar tu trebuie să trăiești și să mori în numele Lui. Când slujitorul căruia îi cere relații, îi explică ce s-a întâmplat, Biblia spune în versetul 28, s-a întărâtat de mânie. S-a întărâtat de mânie. Dar de ce s-o fi întărâtat de mânie? Fiul mai mic nu s-a atins de averea lui, n-a intrat în casa lui, de ce s-a întărâtat de mânie? El era vinovat, dar nu față de el. Era vinovat față de tata. Din punctul lui de vedere, dreptatea cerea ca fratele său să fie pedepsit și pentru că tatăl, care avea autoritatea să-l pedepsească, nu l-a pedepsit, el s-a răzbunat pe tatăl. Iona, profetul lui Dumnezeu, se mânie pe Dumnezeu pentru că nu aduce judecata peste poporul din Ninive. Pe Iona nu l-a interesat de 120.000 de suflete, nu l-a interesat. Dacă Dumnezeu îi nimicea, cum i-a nimicit pe cei din Sodoma și Gomora, Iona nici măcar nu se întorcea înapoi să vadă dacă a mai rămas vreunul în viață. Se ducea liniștit. Ce îl interesa pe el de 120.000 de niniveni? Ăștia așa răi. Mâine face Domnul alții. Și ciudat este că Dumnezeu are interes pentru oamenii ăștia. Și Iona se supără. Spune, de ce mai trimis să le predic? Eu știam că așa se întâmplă. Fraților, de aceea ajunge Biblia să spună blestemat să fie omul care se încrede în om și își pune încrederea în muritor. Și binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată. S-ar putea să te dezamăgească cei mai buni oameni pe care îi cunoști. Partenerul de viață s-ar putea să te dezamăgească. Copiii sau părinții, păstorul sau alt om din adunare în care ai văzut un mare caracter, dar la un moment dat în viață s-ar putea să calce strâmb și să te dezamăgească. Dar Domnul, care a făcut cerul și pământul, nu te va dezamăgi niciodată. Pe iubirea Lui te poți baza în fiecare zi. De dragostea Lui te poți agăța fără nicio problemă. El este Domnul și dragostea Lui este infinită. De aceea vin oamenii la El. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu. Nu pentru că suntem religioși și buni, ci pentru că avem interesul să primim binecuvântările Lui, să primim iertarea Lui, să primim vindecarea Lui. De aceea îl căutăm și El ni le dă, slăvit să fie numele Său. Desigur că nu-l putem vedea pe tatăl său pe care îl disprețuia sau pe fratele său pe care nu-l putea și pe care îl invidia. Reproșurile lui demonstrează meritele lui. Observați care e punctul lui de vedere. Eu îți slujesc de mulți ani. Primul merit, eu sunt harnic și sunt consecvent. Te-ai bazat pe mine totdeauna. Doi, niciodată nu ți-a încălcat porunca. Atenție, niciodată. Niciodată. Numai un părinte care a crescut copii până pe la 20-25 de ani, când aude această afirmație, se miră foarte tare. Niciodată nu ți-a încălcat porunca. Ce părere avea el despre sine? Cum se autoevaluează? Niciodată n-am călcat pe bec. Niciodată! Uitați-vă bine la mine! Sunt ca lacrima! Mie niciodată nu mi-ai dat un ied. Și el păștea mii de iezi, probabil, sau sute de oi, sau avea o proprietate foarte mare și animale cu grămada. Dar lui nu i-a dat nimeni nimic. Atunci când vrei să bagi de vină cuiva, ascultați-mă, frați și surori, nu-i greu. Când vrei să-i bagi de vină lui mama, când vrei să-i bagi de vină lui tata, când vrei să-i bagi de vină fratelui din adunare, păstorului, dirijorului, fratelui de lângă tine, imediat îi bagi degetul noi, că nu-i greu. Ce nu mi-ai dat ied? Păi ia-ți-mă, copile, că ai 25 de ani.
când a venit fiul tău, cât dispreț, cât obraz a avut el, cât caracter a avut el, câtă dragoste a avut el dacă fratelui său îi spune Fito. Ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Observați că textul, nu, când vorbește despre fiul mic, nu spune, nu pomenește nimic de femei. Spune că a dus o viață destrăbălată, dar nu vorbește nimic de femei. Chestia cu femeile este invenția lui fratiso ca să le enerveze pe taică-so. A vrut să bage, să pună gaz pe foc, dacă mi-îngăduiți expresia. A știut că taică-so e un om cinstit și că ideea cu aventuri cu femei le enervează și atunci știe el cum să vorbească, că ăsta nu-i dă ieri aici, ei? Le învârte el frumos. Textul nu vorbește de femei desfrânate, e invenția lui. Cum și-a permis om de caracter să vină pe partea asta? N-ați auzit niciodată politică de asta? Aude într-un fel și mai adaugă un punct, o virgulă și un semn exclamării și o face de tăia poliția, nu alta. Când ajungi în gura oamenilor care nu te înghit, nu te suportă, nu te mai scoate nimeni de acolo, ești mai rău decât diavolul. Așa ești prezentat, mai rău decât el. Așa a fost prezentat băiatul ăsta, e adevărat, a fost rău. Dar fratele lui nu-i vede pocăința, nu-i permite să se pocăiască, nu-i îngăduie să se întoarcă, nu mai are voie, capul tăiat. I-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Atitudinea și dialogul pe care îl are cu tatăl ne convinge de faptul că și el era un fiu pierdut, chiar dacă nu părea. Doar că era pierdut aproape de casă. În mod normal, într-o astfel de situație, tatăl ar fi trebuit să reacționeze foarte aspru față de băiatul mai mare. L-a făcut de rușine în public. Când și-a cerut cel mic averea, Biblia nu ne spune că au fost prieteni și vecini acolo. Dar când cel mare a spus, nu vin tată în casă, că-ți nemulțumit, au fost vecinii și prietenii chemați la ospăț. Au fost toate slugile, erau toți acolo. Și l-a înfruntat pe taică-so în public. Dar tatăl, cum l-a iertat pe cel rău, mic, l-a iertat și pe cel care nu părea rău, mare. Și cu aceeași dragoste s-a comportat față de amândoi. Aici este caracterul măreț al lui Dumnezeu. Aici este frumusețea aceea care ne atrage și care ne face mereu și mereu și mereu să venim aici din nou, să ne rugăm, să ne smerim, să ne rezolvăm problema, să o luăm de la început. Observați, l-a iertat pe cel mic, care în mod public păcătuia, dar l-a iertat și pe cel mare. Nu i-a zis, știi ce? La tine nu m-am așteptat, mă, tinere, mă. Tu nu ești ca ăla mic, tu ai fost un băiat muncitor, bine, mă, în fața la oamenii ăștia mă faci de rușine. Nimic nu-i zice la cel mic, nimic nu-i zice la cel mare. Că așa este Dumnezeu din cer, până la judecata de apoi, pe toți ne îngăduie și ne iartă, dar judecata vine, fraților. Faptul că nu ne trăznește nici la 20, nici la 30, nici la 50, nici la 80 de ani și nu dă niciun fulger peste mașina noastră, asta să nu credeți că desfințează judecata. Dar cât ne mai bate inima în piept, El ne oferă har, dar harul ăsta ne-l oferă să ne pocăim, nu să ne fudulim că nu ni s-a întâmplat nimic. Că Dumnezeu nu lovește ca să te trântească la pământ. Asta nu înseamnă că nu ești vinovat. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să te ierte, dar în perspectiva schimbării, a pocăinței, a mărturisirii păcatului și a părăsirii lui. Aceasta este lecția Scripturii, constructivă. Aș vrea să închei și să vă îndemn să ne rugăm în această seară. Sunteți aici, părinți, care aveți copii. Probabil că aveți inima frântă în anumite privințe, probabil că aveți ochii înlăcrimați, probabil că aveți anumite dureri pe care le ascundeți în inima asta de muritori și stând în seara asta înaintea Domnului, două lucruri aș vrea să le pun în fața dumneavoastră. Unu, în legătură cu El și doi, în legătură cu noi. Cel în legătură cu El este următorul lucru. Dacă ți se va întâmpla vreodată să aluneci, să nu te sinucizi, să te pocăiești, și să te întorci, pentru că Dumnezeu te iartă. Cu condiția să-ți mărturisești păcatul, să-l părăsești și să nu mai ai pretenții. Iar dacă totuși Dumnezeu îți dă pe deasupra, ia și mulțumește. Dar atitudinea inimii, mărturisire și părăsire. În al doilea rând, este și un exemplu pentru noi care avem copii. Probabil că nu ai cei mai buni copii.
Probabil că ți-ai făcut datoria, cum ai știut mai bine când au fost mici? Sau poate e vorba de nepoți, sau de altcineva din familie. Și în această seară poate ai inima frântă. Te invit să înțelegi un singur lucru. Nu iaua e bună dacă îmi sunt mici. Ascultați-mă bine, frați și surori, dacă puteți. Nu iaua e bună, dar când sunt mici, când se face mari, când se fac mari, nu iaua nu mai e bună. Nu iaua nu mai e bună. Atunci un singur lucru mai funcționează. Iubește-l. Iubește-l, iubește-l și roagă-te. Iubește-l și postește. Iubește-l și roagă-te, iubește-l și postește. Iubește-l și roagă-te, iubește-l și postește. Când e mic, folosește nu iaua după cum e nevoie. Dar când se face mare, nu mai merge. Ți-a trecut vremea. Iubește-l, postește și iartă. Pentru că să știi că îl va duce într-o zi viața la porci. Și va vrea să mănânce lături din troc și nu va avea. Și acolo va veni pocăința nu prin cap, că n-are, va veni prin stomac. De foame și de lipsă. Și se va pocăi și te va găsi oriunde te vei muta și îți va spune, mamă, iartă-mă că am fost un om fără minte. Tată, iartă-mă că ți-am făcut de rușine și ți-am frânt inima. Așteaptă clipa asta, că n-ai ce face. Nădăjduiește în clipa asta, că n-ai altă soluție. Forța când se face mare, nu face decât să-l pierzi, să ți-l faci dușman și să nu te mai vadă, să te urască. Iubește-l, postește și roagă-te, că dacă faci așa, Dumnezeu din cer va vede va vedea nedreptatea care ți se face. Și va veni și îți va face dreptate. Îți va aduce copilul înapoi și te vei bucura. Nu-ți pierde încrederea, pentru că faptul că stai în adunare te obligă să ai această încredere. Faptul că vii în adunare te obligă să trăiești în maniera aceasta și să parteneriezi cu Dumnezeu, punându-ți nădejdea în El. Dar asigură-te că poți să-L primești cu brațele deschise când vine. Asigură-te că poți să-i pui în el pe deget, să-i dai încălțăminte nouă, haină și să faci un banchet. Că a fost mort, mă, oameni buni. A fost mort. Mă opresc aici, invitându-vă să ne rugăm și să vă mai aduc aminte de un lucru. Dacă copilul mai mare, mai mic nu se pocăia, să știți că tatăl îl certa. Dar pentru că s-a pocăit, nu l-a certat. Fraților, nu certați pe omul care se pocăiește. Simplu fapt că s-a pocăit, se ceartă singur. Certați pe cel care nu se pocăiește. Ăla merită cearta, fiindcă nu vrea să se certe singur, trebuie să-i atribuie altcineva cearta. Însă noi, pentru copiii noștri, pentru familia noastră, așa să procedăm. Atunci când va suna trâmbița, să fim cu toții. Și așa cum mi-am luat când erau micuți și țineam câte 2-3 în brațe, tot la fel să-i luăm de după gât și așa să ne ridicăm spre cer. Că Iisus a murit nu doar pentru noi, și pentru copiii noștri, și pentru tinerii din adunare, și pentru casele noastre. Să nu ne lăsăm, să nu ne biluiască diavolul și dușmânia și invidia și răutatea, și să fim oameni care știm să trăim înaintea lui Dumnezeu, manifestând dragostea pe care El ne-a arătat-o. Vă invit să ne ridicăm și așa să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia